TVR Moldova și Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiale prezintă Serata Culturală Întâlnirile TVR Moldova cu actorul și regizorul român Dan Puric. Ați venit la întâlnirile TVR Moldova, proiect realizat de Televiziunea Română și Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiale. Cu o experiență de peste 60 de ani, Televiziunea Română a educat generații, a contribuit esențial la promovarea limbii, culturii, tradițiilor românești. Aici, în Republica Moldova, Televiziunea Română este o oază de libertate, de echidistanță, corectitudine și profesionalism. La mulți ani, Televiziunea Română. La mulți ani, TVR Moldova. Dorim să ne exprimăm respectul față de munca pe care o depuneți zi de zi. Suntem încrezători că veți duce la bun sfârșit și acest mandat. Sperăm la o colaborare frumoasă. Vă mulțumim pentru gazdă de fiecare dată și să ne trăiți mulți ani. Mersi mult! Stimați spectatori și telespectatori, în această seară îl vom redescoperi pe renumitul actor, regizor român Dan Puric. Cum îți pare Chișinău de data aceasta? Prima întrebare. Dacă aș avea privilegiul unui vizitator, aș putea să dau chestii din astea turistice. Dar Chișinău pentru mine nu e un oraș. Este o stare sufletească. Prin 2003 am luat marele premiu aici la festivalul de teatru de monodramă, cum zicea, de la Chișinău. Și am fost botezat pe scenă, lumea aplauda și a venit un domn cu căciulă de Astrahan, cred că era directorul festivalului, și i-a oprit pe toți la sfârșit și a zis esența esenților. Cea mai bună cronică. Eu am făcut vreo 40 de state ale lumii. A zis, iată câte poate spune un român atunci când tașe. Dom'le, pe da Basarabia l-a văzut că tăcerea e o atitudine, dom'le. E un limbaj. Eu am jucat și în fața caselor regale, am jucat și la orfani. Limbajul acesta care e dincolo de pantomimă, mi l-a dăruit un basarabean, un profesor, un geniu. Nu știe nimeni. Anul acesta s-a dus la domnul. Încercam să dau examen la teatru, tot cădeam pe rând așa și nu înțelegeam de ce nu intru. Și am venit la o școală populară, prăpădită așa, și acolo era un domn profesor, avea 40 de ani, 40 și ceva de ani atunci, și mi-a ținut cea mai fundamentală lecție de teatru. Eu eram muncitor necalificat atunci, munceam 12 ore pe șantier, că nu intrase. Și seara, când scăpam, mă duceam la școala populară. Și mă pregăteam și pentru institut și spuneam poezie acolo, pe vremea lui Ceaușescu. Mi-a zis, ce ai făcut acolo, pe scenă? Păi zic, am zis, patria. Patria cui, mă? De Nichita Stănescu. Dar tu n-ai patrie, mă? Bă, tu cine ești? Ce discuție? La discuție salva, mă trezea. Și zic, cine sunt? Ești tu nenorocit, mă. Bă, tu ești mucitor necalificat, tu ești n-ai ca nimeni, mă. Tu n-ai lumea ta interioară, mă, puiule, mă. Lasă-l, bă, pe Nichita Stănescu, că el și-a dus bătăliile sărmanul. Tu cine ești? Păi zic, cine sunt? Bă, cine ești tu, mă? Eu vreau să aflu cine ești tu. Eu nu vin la teatru să văd Richard III.
care îl știu din carte, vin să-l văd pe Laurence Olivier, părerea lui Laurence despre aici. Și am început să mă deștept. Care-i bătălia ta? Cine ești tu? Domnule profesor, ce fac dacă la examen uit textul de frică? Bă, puiule, ai două șanse. Să spui, mă scuzați, sunt idiot, vin la anul. Sau poți să spui, fii atent acum, este lecție de viață. Poți să spui, să-ți declin condiția, mă. Că văd că faci bara, ești din ăsta, pe tușă. Lasă, bă, cretinii să intre, lasă pirele să intre, tu să stai pe bar. Îți fac Sfânta Cruce. Al treilea an, examen la institut, în comisie de Mrădulescu. N-aveam de unde să știu că acest genial actor îmi va fi profesor. În ziua aia căzuseră 250 de inși. Îi tăia așa. Nu vă dați seama ce era acolo. Mesteca un pateu, Mari Morar, am să apelea toți monștrii sacri, eu un puric. Și vă dați seama că era rutina examenului. Scrie acolo, aia zicea, da, vă rog, cum vă numiți? Zic, da, puric. Cine spuneți? Zic, Patria, m-a sculat. Și am zis, Patria de Nichita Stănescu. Și am început mâna asta să plece. Zic, e clar, n-am cum să o opresc. Zic, las-o așa. Dumnezeule, ăia se uitau foarte atent, credeau că mi-au zborul. Și eu zic, Patria... Și atunci, în cap, du-te pe acasă, că ești cretin, te-a cere scuze. Sau întoarce-te și spune-le ceva. Patria, sunteți dumneavoastră. E ghetou ăsta nenorocit care mă anchetează pe mine aici. Care îmi dau sufletul. Am uitat toată poezia. Da, ăia un lemnit și mi-au dat 10. Ăia uitat că nu m-a interesat Nichita Stănescu. Bă, puiule, condiția ta. Am intrat în institut, mi-a zis, uite-te bă la Bibanu că e genial. Bibanu era genial, dar și el era genial, pentru că el era pedagogul genial. El mă învăța cum să mă uit. Și într-o seară, până să intru în institut, a pus un băiat și făcea o chestie din asta, o pantomimă. Și mi-a zis, băi, limbajul teatrului este susceptibil de un canal de comunicare mult mai larg. Bă, cuvântul este doar o porțiune. Cum, domn profesor? Un canal de comunicare de la cortex la cortex, de la inimă la inimă, dincolo de cuvânt. A fost radical. Basarabeanu ăsta, genial. Avea în el toată chintesența luptătorului basarabean și nicio concesie. Vă spune ceva cuvântul Elena Alistar? Era doctor, a fost singura femeie din Sfatul Țării, din cei 80 și ceva care au semnat unirea. Era sora bunicului. Și atunci simți genetic cum se transmite ceva. El mi-a zis, bă, puiule, tu nici nu știi ce conții. N-am știut de unde vine forța asta. Și atunci, pronia cerească a făcut ca eu astăzi să vi-l mărturisesc pentru Sfânta Basarabie. Nu pot să pun lângă Traian a Elenei nicio minte din România în materie de concept teatral. Nu stă nimeni. Cele mai puternice minți românești în materie de gândire teatrală, Mihai Eminescu, Haig Acterian, un armean genial, Camil Petrescu și a scris și Tudor Vianu. În materie de pedagogie teatrală a fost cel mai puternic, dar n-a apucat să scrie. Eu sunt produsul școlii lui în materia acestui teatru. Când m-am dus în China, la Pekin a jucat în Opera Națională, 3800 de chinezi. Știi cum intră chinezi în sală? Așa. Și am fost înconjurat de 3800 de chinezi care, până la urmă, au ridicat toți telefoanele, parcă era noaptea de Paște.
Și a doua zi vindeau CD-uri cu spectacolul meu. Și au scris, a venit Dragonul Roșu. Aici nici Pavarotti n-a avut succesul acesta. Iar eu, la început, când am văzut sala imensă, era ceva scris sus, domne, cum aveți aici sus, roșu pe alb, lozinci din ala în chineză. Și eu m-am supărat, zic, ce scrie acolo? Trăiesc că Mao, Partidul Comunist, dați-l jos, zic. Dați-l jos, eu vin într-o țară limba, nu-mi trebuie mie lozincă mare scris sau jos, vorbeam singură. Avem vreo 7 mașini și s-au apucat aia să dea jos aia și într-o dată, din pământ, din parchet, au apărut 300 de mașini chinezi. Și una, tot din parchet, care vorbea perfect românește. Mi-a zis, dar de ce vrei să dai jos? M-a și spirit, am zis că fac infarct, că vorbea mai bine decât mine. Și eu zic, dați-l jos! Ce scrie acolo? Comunismul, Mao, jos comunismul, zic, jos, jos! Păi nu scrie asta, trăiască, dar am puriști trupa lui, sus, sus! Dom'le, cu aceeași forță, după părerea mea, oamenii de cultură din România nu și-au făcut datoria niciodată față de pământul acesta sfânt. N-au simțit, dom'le, n-au sărați, n-au... Ieri eram la Blaj, și am spus că un puș de 16 ani, odată, a văzut Blajul și a zis, te salut, mică Roma. Acolo era Câmpia Libertății. În Câmpia Libertății, la 1848, s-a vibrat românește. Puștul ăla de 16 ani a fost Mihai Eminescu. El vibra. Atunci e adevăratul român. Când vibrează la ceea ce este românește. Restul sunt migratori. Cel mai mare succes... Mulțumesc! Cel mai mare succes, vă dați seama, până să mă duc eu la New York, la Washington, la San Francisco, la Paris, la Londra, până am mai fost, era la Botoșani. Articulam cu Traian, a venit după mine la Botoșani, limbajul acesta. Și s-a făcut primul turneu al Teatrului Mihai Eminescu, în Basarabia. Îți dai seama ce însemna pentru mine? Ne-au dus prin diferite săli. Am fost și pe la Bălți, mi-aduc aminte. Ne dădeau foarte multe flori. Dar spun acum, succesul vieții mele, unde a fost? La un moment dat, ne-au dus pe un stadion, dar nu mai știu unde. Și-au pus o formație de muzică ușoară să cânte acolo pe covor. Tam, tam, tam. Așa, am o cântăreață. Și stadionul era plin de țărani pe care i-a dus cu motocicleta cu, de la Comsomol, de la, veneau cu steaguri, era așa, o lume din asta. Și eu aveam un moment de pantomim. E cum să apar pe mijlocul stadionului, cu momentul, am apărut pe la intrarea fotbaliștilor pe acolo și trăgeam imaginar de funie o vacă, se auzea ăia s-a oprins. Ei n-aveau școală la Harvard sau la Paris. Ăia s-a oprins, că am tras-o până în mijloc, am legat-o, mi-am pus un scaun jos, o găleată, și am început să o mulg. Și când am început să mulg, am dat drumul clopotelor Kremlinului. Și s-a sculat stadionul în picioare urlând. A, era Basarabia, domnule. Era mult. Atunci a fost confirmarea, ce mi-a zis Traian. Bă, băiete, de la cortex la cortex, de la inimă la inimă. La inteligența aia profund țărănească trebuie. Vă dați seama că eu am jucat, Kim Ir-sen era acolo unde e carpeta aia. Am fost în 1988, ultimul festival mondial al tineretului, avionul plin de securiști, niște țigani lăutari și dampuri. Făceam pantonină, cum zic aia Ministerul Culturii, că sunt incapabil, au creierul atât, așa cum am. Pantonină și mă întreba dacă mai fac pantomilă. Kim Ir-sen acolo. Și eu să fac pantomimă. Traian m-a urmărit tot timpul. Gândiți-vă, am făcut, a fost cu fericire, jumate de avion era așa. Cei care au luat putere și jumate erau cu aia care dădeau lovitoarea de stat peste câteva luni. Aia care, care trebuia să dea lovitoarea de stat peste câteva luni, aveau toți sciatic așa, să trăiți, să trăiți. Îi pândeau pe aia. Bun. Am fost la festivalul de pantomimă din Fenian, pentru că erau multe secții, și cu niște pantalonași, așa, 800 de coreeni. Sală, aplaudau la comandă. Hutu!
Islanda să iei. Au venit niște tailandeze superbe, dansuri. Eu zice că sunt un mașinist scăpat cu pantalonii așa. M-a prezentat o coreancă superbă, sunt poate cele mai frumoase femei după basarabence. Una îmbrăcat într-o rochie roz superbă să mă prezinte la aia 800, ei nu pot să pronunțe R. Și pe mine mă cheamă Puric. În loc de R, L. Realizați ce a ieșit. Vă rog să realizați. Dar problema a fost majoră, că aia înainte mi-a zis în franceză, a zis, știți că aveți voie doar două subiecte. Eu, de unde să, domnule? Eu făceam tot felul de prostii, făceam clătite, nu mergea, mă rugam cu clătite, o aprindeam pe aici. Eu aveam numere din astea de, cum să zic, să râdă lumea. Haltere, rămâneam cocoșat. Aveți voie doar două numere. Lupta de eliberare a poporului român și omagiu conducătorului iubit. Atunci coboară îngerii în clipele alea când nu mai poți. Coboară îngerii. Și zic, brusc, am zis, mi-a șoptit un înger. Am zis, lupta de eliberare a poporului român. Și eu am venit pe scenă, aia se uitau toți dresați așa, și când a văzut că încep cu... Că făceam un nou, al doilea, și al treilea nu se spărgea. Și lăsam așa acolo. Și l-am meslecat acolo cu tot. Mă jucam, îl prindeam pe la spate. Dom'le, mi-a căzut omleta în cap. Era un ăia, aici a fost intuiția fantastică. Ăsta e viitorul omenirii. Care este 3 ani. A ideologia era așa. Când a uitat și a început să zică, o, nu sunt, mai, dar eu nu asai do. Ai nu, dar n-ai go, dar n-ai do. Recunoștea omleta. A uitat de Kim Il-sen și recunoștea omleta. Și a ieșit un prăpăd național. Că eu aveam voie 10 minute și am stat 50 de minute, nu mă lăsau coreenii. O, dar să-i do, ai do, dar n-ai să mai eu. A fost o nenorocire. În drum spre dumneavoastră, mă gândeam la... zona aceea de sinceritate sufletească pe care întotdeauna am găsit-o în Basarabia. Eu știu ce se întâmplă. Știu părțile de cădere, știu părțile celelalte. Eu vorbesc de zona aceea neîntinată de sinceritate care este tipic românesc. Știți că în lumea de astăzi, ordinărită, lovită, secularizată, cum vreți, poluată, cea mai bună armă este sinceritatea. Acum vreo 3 săptămâni, cred că eram la Sighișoara și un preot în vârstă, preot paroc, mi-a zis, domnule, a venit la mine o băbuță să se spovedească, dar avea vreo 90 de ani. Caz autentic. Și da, a zis, da, poveni și zice, păi, cu păcate. Dar ce păcate ai mai? Ce păcate să am eu? Cu cocoșul, cu găină, așa, dar am un păcat care îmi stă pe inimă. De mult. Da, spune, păi eu acum, nu știu, e mult, ani. Când a fost fată tânără, eu m-a fost măritată cu un flăcău, dar l-au luat la armată, părmă l-au prins ruși, l-au ținut acolo și tot l-am așteptat vreo 7 ani, dar într-o seară n-am mai putut și m-am iubit cu un flăcău frumos. Nu, mama, când a fost asta? Ei, nu știu, acum 60 de ani. Ei, a uitat și Dumnezeu de atunci, zice. Zice, fiți atent. Nu, că e genială. Numai poporul mă poate să... Și zice că citește totuși acatistul ăsta de 30 de ori, mai va canonul aici, mai ții post și... Mă iartă Dumnezeu, te iartă, mamaie, te iartă. Și că, domnul, dar după 3 luni vine din nou băbuța la spovedit. Și ce-i mamaie? Ce? E, cu păcat. Dar ce păcat mai e? Păi nu, că am eu unul pe inimă, care... Eu când a fost fată tânără, m-a măritat și el a plecat la armată, l-a prins drujii, l-a ținut, mai știu... Dar eu n-am mai putut 7 ani să-l aștept și m-am iubit cu un flăcău frumos. Pe mamaia mea, mi-ai zis asta odată? Știu, mamă, dar mi-e așa drag să-mi aduc aminte. Asta-i popor român. Domnule, ăsta-i geniu poporului român, domnule. Credeți? Vreau să mă întorc așa la o zonă mai puțin cunoscută pentru noi despre în biografia ta. De ce la Botoșani după... facultate? Din dragoste. Am fost șef de promoție, dar ea n-a fost. Șef de promoție și m-am dus după ea. Toți mi-au zis că acolo se agață harta în cui
și că o să mă ratez. Ei nu știau că acolo aveam să mă întâlnesc cu sufletul lui Eminescu. Că aveam să mă întâlnesc cu, ce zicea Nicolae Iorga, Florența României. De la Botoșani te-ai întors la București și s-a început ce? Calvarul. Într-un timp m-a văzut meșterul Beligan, Mihai Mălai Mare, a venit la Botoșani și a pus un spectacol. El era actor acolo la teatru. Și Romeo și Julieta la Mizil. Și o făceam de toate, băteam step, fil, flacuri, tot. Și el a vrut să arate meșterul Beligan și să nu cântuneau la București. Și ne-a dus la București. Meșterul Beligan, care era directorul Teatrului Național, membru supleant al Comitetului Central, președintele Institutului Mondial de Teatru, era în sală. Am chemat-o și pe mama și pe tată. Ce să facă? Eram și eu tânăr, aveam 25 de ani. Iarnă, frig, lumine stinsă în general, așa prin București, era perioada aia neagră așa. Dar în teatru acolo și comedia, lumea râdea. Și după spectacol a venit meșterul la mine, m-a pus mâna pe umăr și zis: "De inginer, te angajez în 2 săptămâni, ai terminat stajul?" Zic: "Maestru, zic, am terminat, zic, de 3 ani, dar 2 săptămâni ești la mine." "Nu, așa ceva eu n-am văzut în teatru, e genial." Și am ieșit cu pieptul umflat. Am zis, 2 luni mă mai spăl pe umărul în care a fost Beligan. Și am ieșit prin spatele teatrului să-i aștept pe părinți. Și prin zăpadă, așa, veneau 2 umbre. Era frig, era ningea și mama cu tata, tata în vârstă, tata era cu 25 de ani mai mare decât mama. Tata m-a făcut după 50 de ani, când a avut timp. Și... și mergeau așa și mama certa, tata, tata, tata. Și eu zic, cu pieptul plin, așa, mamă, zic, ți-a plăcut? Mi-a plăcut, dragă, dar nu mai merg cu nenorocitul ăsta niciodată la teatru. Nenorocitul era tata. Și zic, da, de ce? Mai dormea lumea în sală, dar ăsta sforea în ultimul hal. Așa am intrat eu în Teatrul Național. Pe urmă, după o săptămână jumate, m-a chemat meșterul Beligan și a zis, așteptă-mă aici, că-i chem pe ăștia. Era ușa întredeschisă și fără să vreau auzeam contabili, directori ajunți, se făceau greu, nu puteai să intri în Teatrul Național. Și că îngajez aici în teatru un băiat excepțional, e un tip nemaipomenit, că nu se poate... Nu, am să vă spun, este așa inteligent, este talentat. Precum Claudiu Blonț? Nu, că este și special. Ca Gio Visu, era tânăr. Nu, că e și frumos, e ca mine când eram tânăr. Și termenul de pantomimă, da, are aceeași semnificație ca și cel de actorie? Păi da, este baza. Ce spuneam la intrare, am venit un moldovean la Iași, m-a văzut făcând pantomimă, i-a plăcut tenorul și a zis: "Măi, băiete, matale, e genial, dar mătăluță și vorbești, nu?" Adică e... asta spunea Trean. Teatru, unde a lovit el, ca să racordăm puțin la gândirea universală de teatru? Prin 96 găsisem o carte a lui Haigac. Trean este singurul artist care corespundea cu cea mai iluminată minte de teatru din lume, cu Gordon Craig. Și Gordon Craig îi scria prin 1938 lui Haigac Terian ceea ce mi-a zis mie Terian, ce știa el de aici. Secolul 20, secolul 21 va găsi un vehicol care să transporte mult mai rapid și mai onest gândurile și sentimentele noastre. Și Terian mi-a zis: "Puiule, l-ai găsit. Tu nu faci pantomimă." Eu ia și pantomim. Am folosit arte marțială, am făcut step, am făcut N lucruri care erau canale de comunicare. Tu nu bați step, băi, ca să ești un dansator, e altceva. Tu îl faci canal, faci poveste. Asta e. În teatru ești numit actorul total. Poate unul din cei mai moderni actori ai timpului. Cum și ce înseamnă sau cum ai definit tu actorul modern? Eu nu mă leg pe asemenea definiții. Actorul mare are un soi de veșnicie intangibilă de timp. Modernitatea, cum să spun, vezi tu, limbajul acesta e vechi de mii de ani. Bibanu, Dumnezeu să-l odihnească, fiți atenți ce principiu pedagogic avea. Zicea: "Dragă puric, eu nu învăț privighetoarea să cânte, dragă. Eu îi aranjez aripile." Actorul prost se vede pe scenă în timpul accidentului.
Îl vezi dacă este inteligent sau bun. Deci sunt unul, a căzut paharul pe jos, mai știu ce, ăla prost se blochează, uite și textul. Ăla inteligent îl cultivă, merge mai departe. Îl include în actul scenic. E, aceasta, cum să zic, îmi zicea Bibanu, dragă Puric, intru la teatru și i-a zic să mergem la masă. Și recuzitorul a uitat să pună masă. Dar el zice, Dobitoc, hai la masă. Unde e masa, bă, dacă nu e masa, nu te miri? Nu mai spui că mergem la masă. Improvizează ceva. Jucam Hamlet. La clasă. Și Bibanu a venit și mânca brânză. Venise din Șușă. Și mânca așa. Și zicea, a fi sau nu fi mai nobile, sunt duri în sine oare, săgeți și praște. Ale ursite rele, să mor, să... Ziarul să dor... Și m-am oprit. Domn profesor, iertați-mă. Ce se întâmplă? Nu mă pot concentra. De ce nu te poți concentra, dragă Puric? Nu... Dom'le, când a dat un pumn în masă și a spus, e un spectator nesimțit în sală! O să ai parte de așa ceva, ce te faci? Bibanu mi-a dat rețeta extraordinară, a zis, dragă Puric, dacă te duci în Occident, nu te mira, dragă, ca prostul tot timpul așa. Dar nici nu poți face. Zic, dar ce fac, domn profesor? Le combini! Doamne, da, face așa. Și când am fost, am văzut domnul din Milano la 3 ani după ce mi-a zis Bibanu, a zis, era o minune. Când am intrat înăuntru, zic, dar de ce? Păi, înăuntru că n-ar fi o capodoperă, dar înăuntru erau 20 dinși care se rugau și 500 le făceau poze. Erau japonezi, chinezi, otosom, maitana, aito, gananana. Trebuie să vezi aici Obama într-o biserică în Chișinău sau în București că se închină și 8 coreenii fac poze. Bate aia pe toți, îi scoate afară. Și atunci este... Adică este filtru inteligenței țărănești. Nu primești tot, te miri la ce-i frumos, în rest, duceți-vă bă, la plimbare, scoateți maculatorul. Este extraordinar să ai în proximitate un om, gândește-te că România astăzi este la pământ, tocmai pentru că nu mai sunt asemenea oameni. În intelectualia la noi, majoritatea trădători, n-am văzut ca în anul ăsta mai multă indiferență față de unire. Mai multă indiferență sau... Și scrise din astea cu otrăvuri, știi, o chestie bună, trei proaste, au minimalizat ei înși. Și îmi spunea Trean, ce faci, bă, cu fripturiștii ăștia? Cu nenorociții ăștia? Am urât vâna aia tare, gândește dacă noi acum am fi avut armătura de intelectual, Mircea Vucănescu, Țuțea, Eliade, nu mai vorbesc, știi, să ai un HD-ul la graniță. Că îi rupea, îi mânca. Românul când încetează să nu mai fie român, nu există. Bogdan Petricei cu HD-ul. Când încetează, nu mai există. Eminescu a fost paznic al ființei, a nebunit. Apărând chestia asta. Ăștia care au fost luați cu trenul noaptea și au dus cu crucea în piept și s-au întors, s-au murit pe câmp, au fost paznici ai ființei. Când noi, asemenea, paznici la ființe, eu am zis, în anul centenar, domne, imperativul pe aici nu se trece, ăștia au făcut laxativul pe aici, trece oricine. Vezi, este o degenerare, despre degenerarea asta vorbește, despre degenerarea asta o să o vedeți în artă, o vedeți în literatură astăzi. Suntem înconjurați de specii degenerate. Și ca să te faci bine, este să te duci la rădăcini. Rădăcina nu te minte niciodată. Este veche, este... sevaia care este legată întotdeauna de credință. Vă mulțumim pentru această lecție de maestrie actorului, că ați început-o de la maestrie actorului și am ajuns la o lecție de istorie foarte importantă pentru noi. Eu am să merg cu o întrebare așa mai dificilă. Dan Puric nu are Facebook. E dificilă. Pentru tine, pentru mine atât de bine. Sunt liber. Eu am față, n-am Facebook. E o formă, sigur, tineretul poate să-l folosească, dar să-l folosească deștept, inteligent, pentru că altfel ajunge imbecilul zombie. Plus că e o formă de manipulare, la care a dat-o, știe ce a făcut frăcăul ăla cu pisturii pe față. Doamne, cine a pus bazele gândirii computerizate? Cine a pus bazele calculatorului în lume, doamne? Norbert Wiener sau Alexandru Dobeș? De ce
cei mai buni IT-ști din lume sunt români. Principiul de feedback, de conexiune inversă, l-a făcut un român. Pentru... ei s-au furat, ca și lui Paulescu. Știi că la NASA, a doua limbă oficială e română. E și bancul ăla, ci că hello, Cape Canaveral 6149, ia, cunuții, vă rog. Trebuie să recunoaștem, fără să ne înfoiem prea mult în pene, de această excelență românească care a ieșit din neamul ăsta de clăcași, călcați în picioare așa. Tu nu te miri din țara asta strevită tot timpul cum au răsărit? Păi nu avea nicio premiză. Noi n-am avut istorie. Mircea Eliade a zis foarte clar, teroarea istoriei. Crezi că astfel... noi suntem în prim război mondial acum, lumea nici nu-și dă seama. E o etapă a lui, a început de ani buni. Și România iară e jucată la zaruri și iară trebuie să fim alerți și cu fața spre Dumnezeu și să știm cum să ghidonăm corabia. Nu te iei după clasa politică, aia sunt retardați toți, în masă și slugi, cum a zis Tudor Vladimirescu. Na. Forța unui popor nu constă în corupția asta genetică, ci în ceea ce a dat până acum dăinuire, linie de forță. Iar linia de forță este credința acestui neam. Credința acestui neam și, cum zicea Mircea Vulcănescu, a zis o chestie extraordinară. Poporul român întotdeauna este închis. A fost închis în fața istoriei. Lucian Blaga, nu vi se pare ciudat că a zis că poporul român a boicotat istoria? Pentru că istoria este mizerabilă. Uitați-vă de seara la televizor. Înfricoșător de mizerabil. Îți mulțumim pentru o lecție despre acest moment foarte penibil care se numește Centenarul Unirii. Bine zis. Pentru că, într-adevăr, politicienii așa și n-au reușit să le demonstreze că acest an este important pentru România, cel puțin la 100 de ani. Nimic nu e încurcat pe parlamentarii din România și pe ai noștri din Chișinău să ridice mâinile și să voteze Unirea. Dar asta rămâne pe conștiința lor. Eu te întreb pe tine, tu ești unionist? M-ai întreba că dacă sunt întreg. Un om întreg nu se întreabă dacă e întreg. Bravo! Cum să zic? Uite, am o imagine. Asta nu o imagine. Nu o imagine, bine spus. E ca o icoană la care mă pătrunde. Știi că icoanele tu le privești, dar te privești și ele pe tine. Știi ce e Basarabia pentru mine? Cel mai dureros moment din istoria omenirii este când Maica Domnului i s-a permis să-L vadă pe Iisus în agonie. Știi că El nu mai putea să-și care crucea și atunci a intervenit Simon Cireneanu, socare, dar nu a intervenit de milă. I s-a dat voie socare că pentru că el trebuia să moară pe cruce, nu în drum. Și mamei lui i s-a permis să-l vadă cum agonizează. Mama, în fața ei acolo pe cruce, era copilul ei. Era ce era mai bun. Poți să pui în paranteză natura divină, dacă poți să o pui, eu nu pot să o pun. Dar era copilul mamei. Ăla este cel mai atroce moment din istoria omenirii. Când mama își privește copilul și nu poate să facă nimic. Copilul își privește mama de pe cruce, crucificat, și nu știe ce să facă ca să mângâie suferința ei. Privirea aceasta în care s-a adunat toată suferința omenirii, de 2000 de ani nu poate să o șteargă nimeni. Nu poate numai să o șteargă, nu poate uita și nu poate ignora nimeni. Pentru mine, România martirică e o biserică. Altarul bisericii astăzi e Basarabia. Când intri în biserică, noi creștinii ne uităm la altar. Pentru că acolo este crucificat marele nevinovat al lumii. Acolo ne uităm, nu? E, cum crezi tu că privirea aceasta a României martirice către copilul ei nevinovat, Basarabia, o va poate șterge cineva vreodată? O va poate uita cineva vreodată? Nu poți face nimic, niciunul, nici celălalt, și totuși ea există.
Asta este dăinuirea și sfințenia neamului românesc. Doamne, Dan, vorbești ca un înger. Sincer, ce se întâmplă cu tine? Eu am impresia undeva că ești conectat cu Creatorul de sus. Nu, stăteam, nu, cistit, stăteam acum și mă uitam la această conexiune care nu-mi vine a crede. Că ești un filozof, știu, că ești un eseist, știu. Așa. Dar spune-mi, te rog, ce înseamnă totuși, fiindcă religie pentru tine înseamnă probabil totul. Fiindcă tot ce vorbești tu, tot absolut, am impresia că și creația o pornești de acolo de sus. Omul cel mai trist astăzi este european occidental. Câte resurse există în sfântul ăsta pământ de suferință, de a-i reface. N-ați sezizat că un străin care vine cu inimă bună și dă de casa unui moldovean, unui basarabean, unui român, are un sentiment de relaxare și de libertate pe care nu-l găsește dincolo. Numai eu știu câte declarații mi-au făcut americani, francezi, germani și mi-au zis, voi încă sunteți liberi. Da, dar libertatea asta interioară lasă cătușele astea ideologice puse. A fost asigurată numai de credința aceea subterană. Nu religia. M-am întâlnit cu un pădurar. Mă duceam vara, am prin munți pe acolo pe la mine și m-am întâlnit cu un pădurar. Știți ce mi-a zis pădurarul? Domnul Dan, eu n-am religie, eu am credință. Mă rog la Dumnezeu să avem să avem un conducător cu dragoste de țară și credință în Dumnezeu. Ăștia sunt pilonii. Pădurarul mi-a zis. A zis, nu vreau să aibă studii la Harvard, nu. Vreau să aibă credință în Dumnezeu și dragoste de neam. Asta este tot. Dragostea de țară e de tip matern, e absolută. Ea nu poate să fie pe bucăți. E absolută. Mama când se jertfește, ea se jertfește total. Era o poveste din asta dusă la zi, cu un tânăr care lucra într-o multinațională și tânăr, talentat, frumușel, dar într-o zi a murit. Și au aflat toți din multinațională că sufletul lui s-a dus în iad. Și atunci au făcut o echipă de tineri și s-au dus la porțile iadului și au cerut să intre și diavolul le-a zis, ce căutați voi aici? Am venit să-l scoatem afară și să spunem că nu e drept, l-am cunoscut, a fost un băiat excepțional. Voi n-aveți ce căuta aici. Le-a zis diavolul trântindu-le ușa. Și atunci s-au dus la director, la manager. Și a spus și directorul cu autoritatea lui s-a dus la porțile iadului și a spus, am venit să-l scot de aici pentru că mi-a fost subordonat și că a fost un băiat excepțional și că... Și a zis, tu n-ai ce să cauți aici. Și a trântit ușa. Și atunci s-au dus la episcop. Cu toate că ăștia de la multinaționale numai de episcop nu le arde. Dar nu aveau ce să fac. Și episcopul s-a dus și diavolul a zis, tu ce cauți aici? Am venit să-l scot în numele credinței afară. N-ai ce căuta aici. Și a trântit ușa. Și într-un târziu au văzut cei care au încercat o bătrânică că intra. Nu oprea nimeni. Mama. Nu oprea nimeni. Nici dracu. Se ducea după copilul ei în iad. Asta e credință. Pe mine foarte mult m-a impresionat poziția dumneavoastră în religie și în toate, dar vreau să vă întreb, cum deosebiți dumneavoastră, iată, cum vede Ion Creangă pe Dumnezeu și cum l-a văzut Dostoievski în Idiot? Dacă dumneavoastră ați face filmul Idiot, cum l-aș vedea pe actorul cealaltă? Bietul Dostoievski l-a scris pe idiotul. Cel care ar trebui să joace idiotul ar trebui să fie un om fantastic de sensibil. Chiar hipersensibil, dar ar trebui să fie rus. Și am să vă spun de ce. Dostoievski a fost un mare scriitor, dar nu se lipește de gena noastră.
noi în credință suntem limpezi, nu ne zvârcolim. Idiotul este o victimă, nu ajunge. Spunea Cioran, un Hrist ratat. La români, dacă te uiți, și mai ales în folclor, e ca Ia. La român nu e crimă și pedeapsă. Nu e crimă. Nu se pune accentul pe pocăință, ci pe să nu ridici mâna asupra tatălui tău. Nu uitați că avem 800 de ani de creștinism înaintea lor. Trebuie să-i așteptăm. Cu dragoste! Vreau să vă întreb pe dumneavoastră cum vedeți sau unde vedeți rădăcina românească odată ce satele noastre dispar. Din nefericire ai dreptate. Este o realitate atât de evidentă încât aproape că te anulează. Nu știu de ce acum în minte îmi vin cuvintele lui Mircea Eliade, care a zis că în ciuda cumplitor evidențe, țara aceasta trebuie iubită. Ce spui tu din punct de vedere real și istoric este adevărat. Dar dacă vrei așa, în taina aia dumnezească, s-ar putea să se întâmple un paradox tipic românesc. Eu am fost în străinătate de mai multe ori, mă rog, dar în ultima vreme m-am dus pe la comunitățile de români care au plecat. Ei au plecat cu satul, au plecat cu biserica în spate. Nu se poate cuantifica tragismul din ochii românului, vorbesc la cel simplu. Eram la Dublin acum vreo 4 luni, invitat de comunitatea de români, și să le vorbesc. Și mi-a zis, domnul Dănuț, nu veniți mâine, că pâine trebuie să... Avem și noi, am făcut o bisericuță aici, să o sfințim. Dar zic, bine, am venit și am văzut, într-adevăr, o clădire albă, de un alb imaculat, cu niște icoane de lemn absolut superbe, preoți veniți din Franța, din Germania, români, am chemat. Ei și ele, femeile îmbrăcate cu ie, au făcut acolo niște mici lucruri de așa, zâmbeau aici, aici nu. Era tristețea aia necuantificabilă, erau fericiți, venise primarul din Dublin, care nu înțelegea nimic despre ce e vorba, săracul. Credea că este o sectă, erau câțiva pe așa, nu știu, și ei care stăteau acolo la rugăciune. Și în timp ce se făcea, mi-au dat o mică broșură, ce a fost înainte acolo. Fusese o fabrică veche, ruină, nenorocită, nu știu, mâncată de șobolan, de tot ce vrei, așa, și ei au pus, vă dați seama ce sunt acolo, din aia, babysitters, pală bătrânii, sunt portari, gunoieri, ce ori mai fi prin Dublin, funcții din astea, au pus bănuți cu bănuți, plus parohia respectivă, plus bănuiesc bani de la patriarhie și au făcut biserică din ruina aia. Și eu a doua zi le-am spus, voi sunteți esență de popor român. Pentru că voi ați făcut dintr-o ruină o biserică, cei din jurul vostru au făcut din biserici baruri, cluburi de noapte, teatre, hangare. Voi sunteți bunii mei prieteni Cristofori, îl cărați pe Hristos. Ei au făcut o reflex, nici nu știau, ei s-au mirat când a spus. Dar ei săraci, țărani plecați, ei nu puteau să plece fără biserică. Și atunci o să-ți dai seama de niște lucruri care eu îți răspund nedând soluții. Am fost în Toscana, invitat de niște prieteni într-o zonă din aia mai de țară și era așa un sătuc cu biserici din alea din Ducento, Trecento, aproape un muzeu. Dar în mijloc era o cărcimioară cu scaune, cu mese, niște vară așa. Și era o italiancă acolo, patroana cu voce din aia, ziceai, mama mia Calabria, viva Italia, ți-a închis picioare. Și în spate am văzut o doamnă care avea o altă privire. Și acea altă privire mi-a spus în românește, dumneavoastră aici, ce căutați? Și am zis, pe dumneavoastră. Și ea, cu umorul specific al românului, a zâmbit.
Zice, domnul Dănuț, eu vă ascult, ce, cu CD-uri, cu am citit cărți, vă rog din suflet, vreau să vă dau un pahar de vin, că eu lucrez aici, la restaurantul ăsta mic din Sevare și un sandwich. Doamne, zic, nu se poate, nu, vă rog din eu. Și stăteam de vorbă și am stat, am primit. Zic, ce faceți aici? Eu ajut, sunt ajutor la bucătărie, servesc aici, lucrez de 10 ani. Dar în ultimii 5 ani eu vin pe degratis. Zic, cum veniți pe degratis? Păi acum eu am de toate, să știți că în Bucovina am și copilul plecat în partea altă în Italia, am strâns, avem porci făcuți în Bucovina, avem gospodărie, sunt mai bogată decât ea. Am strâns în Bucovina, am făcut gospodărie, dar am muncit așa 5 ani. Dar de ce după? Să vă spun sincer, acum 5 ani, doamnei, aia că i-a murit soțul și a fost distrusă sufletește. Și la 2 luni i-a murit câinele, că ea n-are copii. Și plângea în hohote. Păi da, și? Vi s-a terminat contractul. Mi s-a terminat contractul, dar n-am putut să o las. Păi și ce ați făcut? Am invitat-o la mine în Bucovina. Fiți atenți, aici este cum harul poporului român. Păi da, iarna o iau la mine, ca pe o soră. Doamne, italian, care mi-a vorbit acolo, în cei mai nobili și minunați termeni despre poporul român și despre Bucovina. Și cum? Eu vin acum și o ajut, suntem împreună. N-am putut s-o las. Și atunci, ce dăm noi Occidentului? Am dat securiști, prostituate, racheți, hoți, oameni politici de gunoi, dar sufletul acesta este primordial. N-am putut s-o las. A luat-o acasă. Și vara vin aici și stau cu ea să nu fie singură. Ea era servitoare angajată. Contractul s-a terminat. Și oare cine este stăpânul? Cel ce stă la masă sau cel ce servește? Și oare nu este stăpân cel ce stă la masă? Iar eu vin și vă spun, sunt unul dintre voi care vă servește. Ea nu știa cuvintele lui Iisus, dar biserica și-a făcut se treabă. Ăștia au plecat cu biserica în spate. Ăștia n-au plecat fără de Dumnezeu. Problema e în țară. La exodul din condiția de român și de creștin, acolo e problema. Dar atâta timp cât în neamul ăsta vor rămâne cei drepți, nu îi se va întâmpla nimic. Dar trebuie să rămână. Te-ai gândit vreodată la momentul lui Brâncoveanu? Un sfert de oră a durat decapitarea. Cea mai sinistră și atroce, cum se zice, execuție. Cel mai sinistru, dacă citești în istoria martirajului, nu vei găsi niciodată tragedie mai mare. Domnul țării, copiii lui, decapitați în fața lui. Și am zis, avem destin de Maica Domnului și destin hristic. Doamna Brâncoveanu a putut să vadă cum soțul ei, domnul țării și tatăl copiilor și copiii sunt decapitați. Și de ce Brâncoveanu n-a privit jos la picioarele lui? Cum privesc amărâții ăștia care ne conduc acum, sunt în stare să se dezică de orice condiție. Numai de cea românească și creștinească. Când i-a zis, ăla era psihopat, sultanul și vizirul. În lojă erau membrii ai Uniunii Europene de atunci. Bretania, Francia, ministrul Veneției, Republicii Venețiene, erau și de la ruși din partea altă, polonești, toți creștini. Unu n-a ridicat un deget. Știi că după decapitare a durat un sfert de oră, i-a invitat la dejun și au mâncat. Și la Ialta, când au împărțit pe un bilețel, au mâncat tone de icre. Au mâncat. Și sultanul i-a zis atunci că era demonstrație publică de putere. Renunță la credința ta, treci la credința musulmană, la noi, și vei avea tronul și bogățiile. Nu era normal că el să privească la picioarele lui? Nu era normal ca instinctul de supraviețuire al speciei să primeze? Nu era normal ca, cum să zic, instinctul de, cum să zic, de salvare a copiilor să primeze? Care erau valorile mai mari decât viața lui Brâncoveanu? Valori mai mari decât viața lui era viața copiilor. Și mai mari decât viața copiilor era credința unui neam întreg. Și atunci, în loc să zică, mărite sultane, iartă-mă și trec, s-a întors. Trebuie să fii foarte atent, că acum trebuie să te întorci. E o poziție pe care întotdeauna
Și Basarabeanu, care s-a dus în Siberia, s-a întors. Numai asta l-a ținut. Și mort când a fost, a murit cu fața spre Dumnezeu. El s-a întors și ce le-a spus fiilor? N-a zis să ne cerem iertare măritului sultan, să-i pupăm papucul. Fiii mei, tot ce am avut pe pământul ăsta ca bogăție, noi am pierdut. Ne-au rămas numai sufletele. Să spălăm cu sângele nostru păcatele noastre. Stați tari, bărbătești și nu luați seama la moarte. Și uitați-vă la Domnul nostru Iisus Hristos, câte a pătimit pentru noi și ce moarte de ocare a avut. Într-o aceasta să credeți, nu vă mișcați și fiți atenți și expresie. Și nu vă clătinați în credința voastră pravoslavnică pentru viața și lumea asta. Atunci este întoarcerea totală. Acolo este axul. Gândește-te că a fost copilașul ăla Matei, care când și-a văzut, avea 8 ani sau 14 ani, zic cronicarii, și totul este scris. Copilașul care când și-a văzut frații, nu poți să zici că a avut frică. N-ai cuvânt. E groază. Cine știe ce s-o fi întâmplat? A căzut în genunchi la sultan și a zis, iartă-mă, eu trec la religia la musulmani. Și bătrânul tată i-a luat capul în mâini și a zis, neam de neamul nostru nu s-a dezis. Decât să trăiești păgân, mai bine mori creștin. Mai bine mori creștin cu fața spre Hristos decât să trăiești păgân pentru câțiva ani în plus pe lumea aceasta. Și de ce puiul acela de copil nu l-a călcat în picioare pe taicu? Să zică, nu mă interesează. Ce scurt circuit s-a întâmplat în el când i-a zis călăului, lovește, vreau să mor creștin. Și de ce fără niciun internet, Facebook, ce vreți voi, neamul ăsta românesc, în loc să, cum să zic, să se prăbușească de oribilitate, l-a canonizat în sufletul lui ca sfânt. Știai că sultanul a dat ordin a doua sau a treia zi patriarhului de la Constantinopol, care i-a mâncat din palmă lui Bârgoveanu. Din palmă, de câte ori l-a ocrotit Bârgoveanu și l-a primit în Muntenia. Să îi dea anatema. Peste 200 de ani, Brâncoveanu a avut blestemul bisericii, dar n-a avut blestemul poporului român. Brâncoveanu a fost canonizat în 1993 de Sinodul Sfintei Biserici. Dar în sufletul acestui neam, ce părere ai tu de neamul ăsta? Cum să nu cazi în genunchi? L-au canonizat, domn. L-au canonizat de la țăran la țăran. Trupul lui a fost aruncat în Bosfor, capetele cu țepele pânduse pe acolo. Abjecția lumii în fața Europei, în fața tuturor. Și el... păzitor, paznicul ființei românești. Și a decapitat copiii, dar n-a decapitat credința. Satele sunt părăsite, dar oamenii care se duc dincolo se roagă. Problema este ca și tu și eu să ne rugăm. Un monac mi-a zis, domnul Dănuț, mă rog pentru dumneavoastră, rugați-vă și dumneavoastră pentru mine. De ce, părinte? Rugăciunea e ca o pasăre cu două aripi. Are nevoie ca să ajungă la Dumnezeu. Acel din preună. Și în rest îți faci mărășeștiul tău. Nu lasă să intre anumite lucruri. Nu te adaptezi. Poporul acesta a trăit printr-o rezistență fantastică și printr-o adaptabilitate rapidă la cele mai sinistre lucruri. Într-o limită. Dacă se adapta total, Emil Racoviță spune, specia care se adaptează tot timpul are toate datele să dispară din istorie. Dacă Basarabia există astăzi, rezistă datorită inadaptabilității ei. Inadaptabilității funciare. Pentru că este trup din trupul României. Uite-te la țăranul român cum a stat așa. Țară încercată ca asta n-ai să găsești. Sigur că există pătimiri pe globul acesta. Popoare încercate. Noi avem o golgotă. Noi nu suntem imbecili să mergem cu bolovanul lui Sisif în spate. Ăla nu înțelegea de ce duce bolovan. Dacă ne-au dat satele să le ducem dincolo, să se plece și satele basarabești și satele românești, ne-a dat Dumnezeu cu rugăciune să ne întoarcem mai întăriți. Poate ăia de dincolo se întoarcă mai întăriți. Se întorc și modificați, stai liniștit. Mersi mult, mai sunt întrebări. Dragă Dan Buric, sunteți un mare actor, dar România are și alți mari actori. Pentru noi sunteți o mare conștiință, cu dragoste de Dumnezeu și de neam, tocmai bun de un președinte al României. Puric, puric pe țere. Da. Dumneavoastră care auziți cum iarba crește,
Auziți unirea noastră apropiindu-se? Nu numai că o aud, îi simt pașii. Murmurați în taină că ne vor urma și ceilalți. Jocurile politice vor fi la suprafață care mai de care. Dumnezeu, știți că hazardul se traduce al azar, la zaruri. Einstein spunea că Dumnezeu nu joacă la zaruri. Numai oamenii politici ne joacă la zaruri. Știind lucrul acesta, eu știu că privirea aceea a României către Basarabia și a Basarabiei către România n-au cum să șteargă. Este ilegitim tot ceea ce fac, iar ceea ce este ilegitim n-are cum să crească. Bravo!